Anul 2017 se anunță unul plin de evenimente la Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin. Instituția de cultură îi așteaptă pe cei care doresc să cunoască tainele culturii românești cu proiecte și activități care mai de care mai interesante. Un proiect mai mare pe care vrem să îl realizăm în anul 2017 este reorganizarea expoziției de bază. Va fi un demers greu de realizat. Presupune multă muncă, creativitate, curaj și investiții. Este o strategie pe termen lung, dar care va crește numărul de vizitatori și vine odată cu puterea de înnoire a muzeului, pentru că muzeul, ca orice realitate a prezentului, trece prin transformări, se adaptează fiecărei generații și practicilor acestora, pentru că publicul trebuie cucerit și recucerit în mod constant. Dacă în muzeologia tradițională ceea ce prima era obiectul, în ultimul timp accentul s-a deplasat spre vizitator, spre interesele, preocupările, experiența acesteia și în prezent nu putem vorbi despre activități culturale sau programe educaționale în afara cunoașterii foarte bine a publicului, a participanților. Conducerea muzeului a implementat un calendar structurat în 4 categorii care cuprinde evenimente, programe educaționale, proiecte în colaborare cu școli și grădinițe, dar și servicii. În anul 2017 avem în vedere câteva proiecte noi. Vom organiza o tabără pentru adulți care se numește Arta ca viața, pentru că învățarea este importantă la orice vârstă și ea trebuie să continue toată viața. Cuprinde două module de artă și de educație culinară pentru o viață sănătoasă și un modul de dezvoltare a abilităților și aptitudinilor artistice prin pictură. Vom organiza un curs de broderie, arta casnică, în care ne vom axa mai mult pe abilitățile practice. Un proiect care se adresează elevilor de liceu se numește Obiceiuri pentru o viață mai bună sau Viața ca un exercițiu conștient. Este un proiect de dezvoltare personală, un training pentru îmbunătățirea vieții, pornind de la un principiu simplu de bază, acela că soluțiile la problemele pe care le întâmpinăm în general se află în rutina zilnică. Toate aceste activități și programe de educație muzeală sunt realizate în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Reghin, în acord cu profilul tehnologic individual al publicului țintă, vârstă, categorii socioprofesionale, nivel de educație, interese, dar și cu politicile educaționale în domeniu.